întâlnesc cu mătru de-a mea, am vândut niște răsad. Vindea niște răsadi roșii, cum e primăvara acum. Și am ajuns în centrul satului aici. Și am coborât, când am coborât, agentul de poliție de aici, din comună, l-a oprit pe șofer, pe comandă, ca să ia actele. Așa, eu m-am mers lângă el ca să deschid ușa laterală, ca să vadă oamenii, răsaduri, roșii, cum se cumpără. Da. Și apoi el m-a împins, a zis, băi, e de spaimă, țărane, de ce? Și am spus că suntem... Familie. Da. Romeo Guciuman, ce s-a întâmplat zilele astea aici? Deci cum... Am mers cu mătrul de meu cu mașina să vindem niște răsad de roșii. Așa. Am mers prin sat pe aici și am ajuns în centrul satului. Aici vedem cu oameni acolo, cu răsadul. A fost oprit el de agentul de poliție din sat, din comună de aici. Și am luat la acte acolo și am mers în lateral să deschid ușa lateral la microbuzului. Din posta agentul m-a împins așa, cu mâna, spaimă țăranii de aici. Și am spus că suntem cam egal, că el din satul vecin, tot țăran suntem. Că eu sunt născut în satul ăsta, el în satul vecin. Și apoi s-a supărat, s-a enervat. După care am stat cu jos acolo, pe un gard, a luat un spray paralizant și mi-a dat cu spray paralizant. Eu am sunat la 112. Iar ca să vină poliția, zic, poate îmi face dreptate, am sperat. Chem poliția să-ți facă dreptate. Ei m-au luat un post de poliție acolo și au început să mă bată, toți. Trei, cel puțin trei din trei m-au lovit în cap, la picioare, după care m-au dus la Brlad și m-au lăsat în Brlad acolo. Cum eram, în papuci, așa, fără bani, fără nimic. Am luat un taxi, am venit acasă și am chemat ambulanța. Am chemat, era pe la 6, în jurul orei 18, să spun. Ambulanța a venit, cred că pe la 10, la 22, 10, 11, nu știu, cam așa, în târziu. Și acolo am fost la spital, mi-am făcut tomograf, mi-am făcut hârtirile astea, deci eu am chemat poliția. Am sperat că mă apără. Am sunat la 112, că pe cine se sună? Cât de grav arătai? Cum arătai atunci? Ce leziuni ți-au produs loviturile polițiștilor? Da, la cap am tomograf, am hârtirile la spital. Acolo și ca să merg la medicul legist, da. Da, sunt lovit, că am făcut tomograf, am făcut radiografii la mână, la picioare am avut escoriații sau cum se mai numesc astea. Și am să merg să scot certificatul medico-legal. Ai simțit rău în momentul acela? Da, îmi curgeam sânge și din gură și din nas. M-au lovit trei oameni, vă dați seama. Să stea un om și trei să dea. Cu ce? Cu palmele, cu pumnii și cu picioarele dat. Și asta, acum o să merg să vedem ce se întâmplă. Că dacă nu e lege, nu am unde să mai sun. Dacă nu sun nici la 112, să... asta am sperat eu, să vină, deci lege, să vină să mă apere. Dar nici de cum să mă omoare. Îți explici de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu știu, poate are o relație cu fosta soție, că ea e o pusușă martor, am înțeles, am auzit pe aici, am auzit așa. Altfel nu-mi explic, ori a fost băut el, era prea, nu-mi dau seama așa, cum să dai cu spray în om, putea să mă încheteze, să mă cerceteze dacă am greșit, nu? Sau ce spune legea, domnule, să cercetăm, să, eu știu, amendă sau ceva. Deci înțeleg că degeaba ați fost bătut. Eu așa spun. N-ați încălcat așa. Legea. Nu am încălcat lege, dacă încălcam lege, dacă încălcam, trebuia să mă închetez, regulamentar, cum spune, la lege. Am dat cu spray, după aceea mă ies să mă omori. Ambulanța Bârlad a fost solicitată să intervină în localitatea Pochidia pentru un pacient în vârstă de 37 de ani care fusese victima unei agresiuni. Echipajul a ajuns la fața locului, a găsit pacientul conștient și coerent, prezentând escoriații la nivelul feței, declarând durere de cap, durere abdominale, grețuri și vărsături. I s-a acordat primul ajutor, a fost stabilizat și transportat la spitalul din Bârlad pentru investigații suplimentare. La compartimentul de primire urgențe a fost adus în data de 18, în jurul orelor 10:30, un bărbat 37 de ani, cu un traumatism craniocerebral, policontuzii, victima unei agresiuni, conform declarațiilor. A fost investigat, computer tomograf, radiografii, i s-a acordat îngrijirile corespunzătoare. Nu a necesitat internare, a plecat, practic a fost externat din compartimentul de primire urgențe în jurul orelor 10.